Bună seara, bine ați venit la webinarul de astăzi. Bine ați venit la Trader Education Month, o lună cu webinarii zilnice dedicate concursului Forex Fight. Acum sper că este în regulă și toată lumea poate auzi. Acest program educativ și, aș putea spune, și de socializare totodată se va axa pe legile analizei tehnice, prin care veți învăța să identificați oportunități de tranzacționare în graficele dumneavoastră, desigur, sau să vă îmbunătățiți cunoștințele deja existente. Evident, pe lângă partea aceasta educativă, vă vom ține la curent cu ce se întâmplă în concursul Forex Fight Revenge. Da? Totul este în regulă, nu vorbesc de un singur, o scurtă confirmare. Ok, totul este în regulă, mulțumesc, nu mai este nevoie. Așadar, vom începe în forță acest program educativ. Nu vă speriați, ulterior vom dezbate pas cu pas fiecare element tehnic în detaliu. Ce îmi doresc de la webinarele mele, în primul rând, ca nici dumneavoastră și nici eu să nu pierdem timpul degeaba și după o lună să fiți mai bine pregătiți, să aveți o idee clară despre trading, mai ales dacă sunteți începători, și să punem cap la cap toate elementele de analiză tehnică pentru a construi o strategie, o abordare a pieței prin care să puteți identifica oportunități de tranzacționare cu probabilitate mai mare de reușită. De asemenea, să înțelegeți în primul rând ceea ce nu trebuie să faceți în piața Forex pentru a supraviețui la început și ulterior pentru a realiza profituri constante. Astăzi vom merge pe un exemplu concret și complex, să spun, o analiză tehnică și fundamentală, mai puțin, pe care după o lună să reușiți să o puneți, să o stăpâniți și să o aplicați și dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, așadar să o puneți în practică. Se vor înregistra, nu vă faceți griji, oricum sper că veți înțelege de prima dată totul, mâine și a doua zi de obicei veți primi în newsletter linkul cu webinarul înregistrat și linkul pentru viitorul webinar. Am putea spune că vom face un studiu de caz pe dolar-ien, cum am spus, complex astăzi, ca să vedeți ca unde trebuie să ajungem peste o lună. Doar o parte, sper că vom adăuga și mai multe elemente de analiză tehnică. Avem în față un grafic care valorează cât 1000 de cuvinte. Graficul lunar, graficul săptămânal, weekly, USD-ien. Nu sunt necesare foarte multe elemente de analiză tehnică aplicate și eu sunt împotriva unui grafic în genul unui pom de Crăciun. Da? Trebuie să fie cât mai simplu, dar cât mai relevant. O linie de trend, întotdeauna există o linie de trend, una și cea mai importantă, care ne arată o schimbare a trendului primar descendent, finalizat printr-un falling wedge, o pană descendentă cu caracter bullish. Da? Câteva nivele statice, iată, cele pe orizontală, care ne arată zonele de consolidare, acumulare și reacumulare în acest caz. Indicatorul Ichimoku, mai șters puțin, care este cel mai utilizat indicator în Japonia și care confirmă și el un punct cheie de rezistență, limita superioară a acestui norul Ichimoku, care mai probabil va fi depășit și vom avea o continuare ascendentă. De asemenea, avem și un indicator MACD care ne-a confirmat nouă starea avansată de divergență bullish în care trendul a intrat și care, după consolidare, s-a soldat cu o capitulare a acestuia. Ulterior,
La analiza aceasta a trendului, cea cu linii, și a prețului, cea cu linii orizontale, vom adăuga și analiza timpului, cea cu linii verticale, da? Care ne arată momente cheie din 52 în 52 de săptămâni și ne indică un nou astfel de moment în luna a treia, a patra, finalul lunii a treia, vom optimiza când ne apropiem de acea perioadă, un nou punct important care are șanse destul de mari să fie un maxim. Din când în când voi mai arunca un ochi pe întrebările dumneavoastră dacă sunt elemente pe care nu le înțelegeți. Cum am spus, nu vă speriați, analiza trendului, a prețului și a timpului, toate vor fi detaliate în lecțiile ce vor urma. Totul are sens și logică până acum, iar perspectivele sunt cu adevărat incitante, după cum se vede. Haideți să trecem puțin în revistă, înainte de a ajunge la subiectul de astăzi, la tema de astăzi, și câteva aspecte fundamentale. O înțelegere puțin, aș putea spune o înțelegere a valutelor. Este necesar ca un trader să înțeleagă puțin și cine influențează acest curs de schimb pe un instrument anume. Ce înseamnă un yen puternic? Da? Înseamnă USD yen în scădere. Da? Ce arată acest yen puternic? Că investitorii japonezi nu au cumpărat revenirea globală. Cum au făcut, în schimb, investitorii americani și investitorii europeni. Practic, investitorii și traderii, să le spunem așa, investitori, trader, speculatori, îi sortez în aceste categorii, investitori pe termen lung, trader pe termen mediu, speculator, să spunem ceva de genul pe termen scurt. Au continuat să-și repatrieze capitalul, da? Cumpărând yen, în loc să caute randamente superioare în active cu risc, active interne, acțiuni, mărfuri și așa mai departe, sau în străinătate. Nu știu, poate japonezii au considerat QE prea speculativ, nu au crezut în el, prea riscant și au preferat să aștepte. Până când, în cele din urmă, USD/JPY și-a schimbat direcția. Și este interesant când ne uităm la USD/JPY, de exemplu, să urmărim și alte două instrumente pentru a înțelege mai bine ce se petrece. Da? USD/JPY, trend descendent, SP500, indicele bursei americane, trend ascendent, și este deja logic, urmărind aceste instrumente, că nu putem avea și un Nikkei, indicele bursei japoneze, ascendent, pentru că altfel nu s-ar justifica declinul de pe dolar yen. Dacă cum am spus, investitorii americani au cumpărat, au avut apetit pentru risc, ceea ce nu se poate spune despre investitorii japonezi. Putem afirma într-adevăr că evoluția piețelor financiare în ultimii ani a fost oarecum înșelătoare dintr-un anumit punct de vedere și o să explic imediat. Vedem că evoluția aceasta pozitivă a celor mai importante indici bursieri, o iau ca referință pe SP500, 500 cele mai mari companii din Statele Unite, a fost urmată și de o creștere a metalelor, mărfurilor sau valutelor cu randament superior, precum AUD-ul sau NZD-ul. De câte ori piața a corectat bursele, auziți mereu că bursele au picat și așa mai departe, de câte ori acestea au corectat, yenul s-a întărit, ceea ce de altfel este normal, consolidindu-și prin acest fapt poziția sa de valută de refugiu, de valută stabilă, de încredere. Ce fel de încredere îți oferă iena în astfel de momente? Că investind în ea, îți vei păstra puterea de cumpărare în timp. Dar aici s-a petrecut un lucru puțin ciudat, când activele de risc, pe de altă parte, au crescut, ienul nu prea s-a depreciat. Și se poate vedea acest lucru pe alte trenduri cu yen. La acest grafic vom reveni la momentul potrivit.
Nu s-a înregistrat acest lucru. Ca urmare, în ciuda statutului asemănător față de risc, USD-Yen a tot scăzut. Dar dacă ele se comportau la fel, ar fi trebuit să nu oscileze foarte mult una față de cealaltă, fiind ambele valute de refugiu căutate în momente de panică sau de volatilitate crescută. Da, deci USD-Yen a tot scăzut în timp ce indicii bursieri au crescut. Pe fondul, de ce au crescut indicii bursieri, este foarte simplu. Pe fondul devalorizării dolarului de către Rezerva Federală și a interesului speculativ creat de aceste măsuri. Scade USD-ul, evident, cresc activele de risc cotate în dolari, cum ar fi S&P-ul, companii a căror acțiuni sunt cotate în dolari, mărfuri, metale și așa mai departe. Însă nu același lucru s-a întâmplat cu yenul. Yenul s-a apreciat, dar indicele bursei japoneze a stagnat. Adică investitorii nu au renunțat la yen, cash sau în conturi și așa mai departe, și s-au dus să cumpere acțiuni și alte active de risc din piața locală și nici din piața internațională. Evident că SP500 ne-a arătat perspective bullish pentru economia americană și globală, dar USD-Yen scăzând ne-a arătat că japonezii într-adevăr nu au reacționat și nu au crezut în acest lucru până acum. Pentru că trebuie menționat aici că ei sunt considerați, investitorii japonezi, ca forță financiară pe locul 2 în lume. În cele din urmă și ei vor trebui să-și înstrăineze capitalul și este oportun pentru ei să facă asta în momentul în care yenul este atât de bine cotat, vor cumpăra foarte bine active din afara granițelor țării. Ce ne indică acest lucru? Păi am putea să spunem că și Banca Japoniei a început războiul acesta valutar și a adoptat măsuri de stimulare a economiei care să genereze până la urmă așteptări de inflație. Pentru că de asta nu crește yenul, că nu sunt așteptări de inflație. Dar guvernul și Banca Centrală s-au înțeles să continue aceste practici pe care le-au adoptat americanii, europenii, britanicii, să continue practicile până când inflația anualizată ajunge la 1%, iată, și obiectiv greu de îndeplinit pentru Banca Japoniei este să iasă din starea aceasta de deflație și atingă obiectivul de 1%. Da. Este suficient să ne uităm la trendul, la graficul săptămânal pe USD/Yen și să vedem că există foarte mult loc de creștere. Altfel spus, există foarte mult potențial. Dar evident că avem nevoie de motive, de semnale, de indicii care să sprijine acest scenariu. Am văzut o schimbare a trendului descendent la începutul anului, la începutul acestui an, care a adus într-adevăr perspective bearish până depășirea pragului 80-50. Acum să analizăm mai în detaliu ce se întâmplă cu dolar yen. Evident, mergem mai jos pe un grafic daily și în webinarul ce urmează va fi dedicat acestui studiu weekly, daily, ce ne oferă ele, cum le combinăm și așa mai departe. Și să trecem la ceea ce urmăream pentru astăzi. Obiectivul acestei metode este evident de a deschide o poziție, o poziție speculativă, să spunem, în anticiparea unei viitoare mișcări. Intrările cu cel mai profitabil, să spun așa, raport risk-reward, care este foarte important atunci când luăm decizia de a cumpăra sau de a vinde, au loc în punctele culminante ale zonei de acumulare, în care de cele mai multe ori se poate identifica un range și se observă foarte bine range-ul de aici, atunci când am graficul
range-ul 76-78 și din nou un range în zona de reacumulare. Acesta apare când piața intră într-adevăr în echilibru, iar participanții se pregătesc de un nou trend ascendent. Să începem acum să înțelegem comportamentul acestor participanți, analizând perioade și puncte cheie. Ceea ce vom face astăzi este de fapt o continuare a analizei realizate la începutul anului. V-am pus o imagine, puteți să o căutați și în grafic din 9.02.2012. În acel moment prețul era la nivelul 78 și de atunci am realizat această analiză și care ne-a permis să identificăm o zonă de acumulare și ulterior de reacumulare care să pregătească terenul pentru un trend ascendent. Deci este foarte important în momentul în care ai o stagnare a prețului, o consolidare, să identificăm momentul prielnic când să începem să ne construim poziția. Nu mai mult de 26 de săptămâni a stagnat prețul la nivelul minim, ceea ce este poate normal câteodată. Și o să vedem că trebuie să identificăm 9 puncte. Da? De aceea această metodă se mai numește și metoda celor 9 puncte. La 9-lea punct apare într-adevăr semnalul că este mai probabilă o evoluție bullish. S-a întâmplat atunci, da. Am avut un avans până spre 85, care a fost ținta noastră inițială, zona 85, după care am avut acest rally. Prețul în acel moment era undeva aici, un rally, după care corecție amplă, o nouă consolidare și vom analiza să vedem dacă într-adevăr este o zonă de reacumulare și unde ne vom construi pozițiile bearish. În primul rând am împărțit puțin zonele acestea, pentru că trebuie să ne gândim la de ce prețul în general are, în momentul în care avem de a face cu o schimbare importantă de trend, de ce avem 3 tentative de maxim sau 3 tentative de minim. Este cel mai frecvent mod de a capitula unui trend, mai ales a unui trend primar sau chiar de continuare. Da, și am spus zona A ca fiind o zonă care stopează declinul, fie temporar, fie definitiv. Am adăugat aici zona B, zona A, un prim minim, zona B, care se spune mai plastic așa, construiește o cauză pentru următorul efect. Noi reușim deja să identificăm puncte de suport și rezistență pentru range-ul nostru. O să vedem imediat ce opțiuni de tranzacționare ne oferă un range, da, așa zis, o perioadă de consolidare, de stagnare, acela este range-ul. Zona C, o zonă care testează definitiv minimul. Da, este important atunci când avem de a face cu o mișcare importantă, un nou trend ascendent, să fie absorbiți vânzătorii și să urmeze o creștere rapidă. Se spune că atunci se schimbă trendul, când cedează și ultimul vânzător. Aceasta este zona C, un moment foarte important, în momentul în care vedem că nu mai sunt vânzători în piață. Urmează zona D, care zonă definește ultimul nivel de rezistență, stabilește punctele de intrare. În zona D deja avem primele semnale de intrare, primele semnale bullish în acest caz. Avem de fapt un asalt final al rezistenței. Și apoi zona E, zona C, confirmă schimbarea de trend. Nu este foarte diferit de ceea ce s-a întâmplat atunci, când premizele au fost pentru depășirea pragului 78, creștere la 80, ușoară consolidare și apoi un avans în zona E, după
ieșirea din zona 80. Și acum luăm punctele pas cu pas. Vedeți aici, din aceste momente cheie, mi-am stabilit și aceste praguri de suport și rezistență pe baza căruia ulterior deschidem poziții sau adăugăm la pozițiile noastre. Și avem un prim punct 1, da? Un suport temporar înaintea dezamăgirii definitive a celor care au cumpărat la un preț mai mare. Aici deja încep să apară divergențele după la un nou declin. Următorul declin este pe volum mai mic, dar și pe divergențe bullish, care indică de altfel o capitulare a trendului descendent. Punctul 2 apare punct de minim, vânzarea în panică a celor care au cumpărat anterior și care este absorbită de cumpărători, de acoperirea short ale celor care au speculat scăderea și, într-un fel, ne stabilește nou un suport al acestei zone de acumulare. Totodată observăm cum următoarea creștere a adus și schimbarea, în acest caz, acestui trend intermediar considerat corectiv, testat în punctul 4. Punctul 3 este un rally, în primul și în primul rând, alimentat de închiderile pozițiilor short, care în general ajunge în zona penultimului minim și stabilește un maxim local, stabilește o zonă de rezistență. Bineînțeles că lăcomia vânzătorilor se menține, este la cote înalte. Nu uităm că acumularea vine după un trend descendent și o parte din vânzători profită de prețul acesta mai bun și declinul continuă. Un semnal bullish apare evident când prețul străpunge o linie de rezistență, o linie a trendului, în acest caz a trendului descendent, pe care ceea ce s-a și întâmplat. Și avem punctele 4 și 5, evident după ce prețul dă un semnal de ieșire din trend. Data trecută am avut de a face cu schimbarea acestui trend intermediar. Dar pentru că înainte să se schimbe trendul nostru primar, am avut o schimbare a acestui trend intermediar, care ne-a dat nou un indiciu, da? Că am intrat cel puțin într-o zonă bullish pe termen scurt și mediu și toate divergențele să reușim să anticipăm evoluția ascendentă. 4 și 5 reprezintă testări secundare. Se întâmplă de fiecare dată, normal, după o schimbare de trend, să avem aceste testări secundare. Adică prețul revine în zona de minim, pentru a testa într-un fel cererea și oferta. Una, două, trei reveniri, la zi cu date sunt agasante aceste reveniri, pentru că tot așteptăm un impuls puternic, dar prețul continuă să ne dea bătăi de cap evoluția. Dacă minimul va fi confirmat, vom avea volum în scădere, evident, divergență bullish, iar prezența acestor factori arată o slăbiciune a trendului descendent. Chiar dacă prețul atinge noi minime, nu le vom lua în considerare pentru că există probabilitate mare ca ele să fie false. Dacă aș pune un MACD de aici sau orice alt indicator, aș vedea deja că încep să am o divergență bullish care să-mi susțină ideea că prețul o să crească. Nu trebuie să mă uit pe divergență bullish între aceste puncte cu siguranță. Am văzut ce înseamnă punctul 4 și 5, punctul 6. Este un nivel puternic de rezistență care va fi ulterior confirmat. Un prim semnal tehnic de schimbare a
a trendului. Nu este un moment foarte important, mai importante sunt punctele 7, chiar punctul 8, dacă avem două astfel de puncte. Deci am avut, într-adevăr, două astfel de puncte și apar în zona finală a trading range-ului, cum se numește. El permite traderilor inteligenți să testeze într-un fel definitiv vânzătorii, da, să-i pună la încercare. În cazul în care se observă, bineînțeles, o astfel de epuizare, o absorție a ordinilor de vânzare în condiții de divergență bullish și volum în scădere, va fi un indiciu clar că mișcarea ascendentă va fi susținută și este mult mai probabilă. Veți învăța și cu intermediul semnalelor oferite de lumânări să anticipați aceste mișcare. Ele vor fi discutate, în general, elementele acestea, gen lumânări Fibonacci, medii mobile de colegul meu vor fi acoperite și eu voi merge pe strategii și pe construirea unui plan de tranzacționare. Am văzut punctul 7 și 8 și cel mai important, punctul 9, continuă tendința ascendentă și prețul depășește un prim punct cheie de rezistență, cum am spus și la început. De aceea se mai numește și testul celor 9 puncte. Această metodă, pentru că trebuie să existe, să spun, aceste 9 puncte conform lui Wyckoff, un analist de la începutul anilor 90. El a fost cel care a dezvoltat această tehnică. Și dacă vorbim de acest punct nou, ca să ne aducem aminte cât de important a fost el și cât de mult l-am așteptat noi acest punct nou, dacă vă aduceți aminte, ca prețul să iasă din acest canal descendent, dar poți trase o paralelă cu aceasta aici, prin aceste puncte. Și văd un canal descendent pe care am tot așteptat ca prețul să iasă din această zonă și vă citesc foarte puțin din, iată graficele. Iată graficul aici, s-a format un mic triunghi și la un nivel mult mai scurt, pentru că noi mergem pentru moment, pentru timing, la grafice mai scurte. Aici ne ajută graficele intraday să stabilim timingul și momentul perfect. Observăm ieșirea prețului, acel punct nou. Iată un detaliu, acest punct nou, ieșirea prețului din canalul descendent și semnalul marcat aici bullish. Ar fi bine totuși să și citim din. Iată, USD/JPY a făcut în sfârșit un prim pas spre un trend intermediar ascendent, ieșind din canalul descendent cu țintă inițială zona cheie 80-50. Exact punctul în care ne aflăm acum, ultima rezistență care este definită de punctul 10, o să vedem mai departe. Ultima rezistență a cărei depășire confirmă aceste perspective bullish pe termen mediu, poate chiar ținta acestui trend intermediar este 88 în luna martie, aprilie, exact cum spuneam și atunci, și pe care le confirm și acum prin trasarea încă unei vibrații la 52 de săptămâni, la fel ca în punctele acestea de maxim anterioare. Și avem punctul 10, punctul 11, care de fapt reprezintă niște străpungeri, sunt niște străpungeri decisive, directe sau după o perioadă de consolidare, o perioadă mică de consolidare, un semn de forță a trendului și care ne permite nouă să ne construim pozițiile de cumpărare. Evident că în acest caz străpungerile acestea pe care le avem, 9, 10, 9 aici, punctul acesta, 10, acest range, 12 încă nu a venit. Da? Ele trebuie să fie pe volum în creștere. Punctele 11 și 13 reprezintă puncte de suport
care vin după o retragere într-un trend ascendent și care este, de fapt, reprezintă exact ceea ce noi căutăm, retrageri ale trendului. Pentru că, vedeți, noi mergem pe premiza dezvoltării unui trend intermediar ascendent și în aceste condiții avem nevoie de corecții minore pentru a accesa acest trend. Am spus, această lecție, mai ales cu identificarea trendului, va fi discutată în webinarul de vineri. Deci, noi avem punctul 9, optim primul și primul semnal, iată săgeata, asta este primul semnal de evoluție ascendentă, 11, testare 13, da, avem nevoie de un breakout la nivelul 80-50, corecție punctul 13 și așa mai departe. Este zona E de care spuneam, zona în care se dezvoltă eventual trendul ascendent, chiar și în cauza în care vom avea o nouă tentativă de minim, perspectivele ei vor fi tot bullish. Este posibil să se prelungească, nu înseamnă că de fiecare dată evoluția este ca la carte. Se întâmplă de cele mai multe ori, dar nu întotdeauna. Este o metodă cu o probabilitate mai mare de reușită și nu o metodă 100% de succes, o metodă certă. Unul prețul poate să-și prelungească evoluția laterală și dacă ne uităm aici puțin, iată, am avut cam 24-25 de săptămâni atunci în care prețul a rămas în range înainte de breakout-ul acesta. Cam același lucru se întâmplă și acum. Pe cât 22-23 în care prețul stagnează în al doilea range, în range-ul de acumulare. Pentru că așa merge schimbarea de trend. Consolidare, străpungere, consolidarea aceasta înseamnă acumulare. Da? Traderii inteligenți încep să acumuleze ordine de vânzare în panică. Răpungere, revenire, reacumulare, creștere și așa mai departe. Ulterior vom avea distribuție, scădere, redistribuție, adică o consolidare cu perspective bearish și așa mai departe. Haideți să vedem ce întrebări avem. Sper că totul a fost cât de cât clar. O să încerc să vă trimit mâine în detaliu această analiză, să o postez mai exact și de asemenea să aveți și linkul de înregistrare. Vedem că nu este foarte ușor de aplicat în piață pentru că necesită o bună înțelegere a acestor momente cheie. Trebuie să identificăm zone. Practic, iată, o altfel de analiză, dar dacă de obicei analizăm prețul, timpul și trendul cu ajutorul metodelor lui Gan. Iată acum analizăm prin aceste metode ale lui. De fapt, noi analizăm perioade, dar tot timpul, factorul timp, prețul prin stabilirea acestor range-uri, acestor puncte cheie și momente foarte importante, mai ales din punct de vedere psihologic, pentru că, până la urmă, analiza tehnică nu se rezumă la desen tehnic, geometrie și așa mai departe, decât pentru cei care nu înțeleg sau nu cred în ea, ci include multă psihologie, disciplină și asta sper să se obțină după o lună de lecții zilnice. Sper că totul este clar acum. Observăm cum cel mai bun punct de intrare în aceste condiții ar fi după o corecție minoră pe zona de suport 80-50, cam ceea ce am avut aici. În trend intermediar, acestea sunt ideale, acestea sunt momentele pe care le căutăm. Corecții de 2 până la 4 zile. Cazul unei corecții mai ample, ce se întâmplă? Se schimbă acest trend. Această structură de 5 valuri de aici, avem un declin mai puternic, identificăm un nou suport cheie, poate în această zonă,
Și în rally. Noi căutăm aceste puncte cu risc reward maxim posibil. Dar cu stop loss foarte mic, take profit maxim, ținând cont de unde intrăm noi și maximizând acest take profit printr-un volum crescut. De ce? Pentru că vom avea stopuri foarte mici în aceste zone cheie. Având stopuri foarte mici, evident că vom avea un risk reward cât mai bun, 1 la 4, 1 la 5, 1 la 6, 1 la 7, 1 și așa mai departe. De altă parte, având stop loss-ul mic, ne vom permite să avem un volum mai mare, păstrând același grad de risc de 2-3% din contul nostru de tranzacționare. Evident că această strategie de money management nu se impune într-un concurs de tranzacționare. Ar fi bine să folosiți metode și să tranzacționați cam cum ați tranzacționa în piața reală, în activitatea de zi cu zi, doar utilizând un money management mai agresiv și nu să mergeți pe noroc, pe inspirație, pentru că este un moment foarte bun să puneți în practică niște strategii, chiar să vă definiți o strategie într-un concurs care nu implică niciun risc din partea dumneavoastră. Aici veți avea un money management mai agresiv, poate mult mai agresiv, dar în concurs, în piață veți avea o altă strategie mult mai ponderată. Cine să pună întrebări, vă liniștiți că nu sunteți singuri, ne apropiem de 100 de participanți, sper că să nu fie o limită la 100 și să scoate pe cineva din webinar, dar nu cred că se va întâmpla lucrul acesta. Din câte știu, 500 și 900 este limita maximă. Patternul acesta, da, eu pe time frame-ul intraday, intraday mai puțin. Această analiză se realizează în general pe graficul daily. De ce nu? Și pe un grafic mai scurt, dar va fi mai ceva mai greu de realizat intraday. Dar ce ajută din punctul meu de vedere, pentru că știu că în general preferați să tranzacționați intraday și, cum am spus, miercuri și vineri o să discutăm aceste aspecte. La ce mă ajută din intraday? Mă ajută să înțeleg că sunt într-un range care este probabil să se păstreze o mai bună perioadă. Adică eu voi ști când trebuie să tranzacționez în range, când să mă aștept la o ieșire și în ce direcție. Aici mă ajută această analiză pe termen mai lung. Evident, dar voi pot să tranzacționez și intraday, dar este foarte bine să-mi cunosc trendul, măcar trendul minor în care eu tranzacționez și să-l urmez. Cum am spus, mâine o să discutăm aceste aspecte. Haideți să vedem dacă este clar ceea ce am discutat până acum. Nu este simplu și sunt multe lucruri, mai ales pentru începători, multe lucruri noi și poate dificile, dar le veți înțelege treptat. Am vrut doar să vedeți cam unde trebuie să ajungeți într-o anumită perioadă, adică să fim capabili, în primul rând, să înțelegem fenomenul din punct de vedere fundamental, să înțelegem puțin trendurile pe termen lung pe diferite instrumente financiare și apoi să luăm instrumentul favorit și să-l analizăm de la grafic mai mare spre un grafic mai mic pentru a înțelege trendurile, direcții mai probabile, puncte optime de intrare în piață și așa mai departe. O să vedeți că o să vă ajute foarte mult la analiza intraday. De fapt, aceasta va fi și tema următoare. Nu știu dacă ați citit graficul, imediat să mă uit unde este, de miercuri. Dar asta vom discuta, de faptul că avem nevoie de o viziune pe termen lung să putem tranzacționa pe termen scurt. Doar o viziune pe termen scurt este foarte
arhivă, să spun așa, și va fi dezamăgitor pentru dumneavoastră mai probabil. Acum depinde fiecare ce strategii are, dar se recomandă orice trader, o să vedeți orice trader de succes vă va recomanda acest lucru. O să începeți de la graficele monthly, weekly, să mergeți spre graficele mai mici. O să vedem imediat și pe gold. Cineva este foarte interesat de gold, indicatorul ce îl utilizez pe graficul weekly. Acum este pe o perioadă mai lungă, pentru că un trend minor nu este o perioadă lungă. Mă ajută să identific un trend minor sau să-mi spună că trebuie să rămân cu să mă limitez la un range cu speculații pe termen scurt. E riscant intraday? Asta depinde de fiecare. Un butterfly dublu, dublu bottom în punctul 8. Aici, da, deși într-o zonă de consolidare, mai puțin vorbim de aceste aspecte. Tocmai din acest motiv este și unul din motivele pentru care l-am considerat pe nou drept un prim moment, o primă testare decisivă, da? O primă străpungere importantă. Nu întâmplător l-am considerat și iată că am definit și aici această rezistență pe care dumneavoastră o considerați un model grafic. Ținem cont și de acestea, dar trebuie să le introducem în contextul unui trend sau al unei zone, unei evoluții laterale pentru a le înțelege mai bine momentul prielnic pentru a ataca piața. Haideți să vedem acum, pe de-o parte, ce nu s-a înțeles până acum. Și apoi să vedem întrebări și pentru alte instrumente. Cum funcționează indicatorul ce l-am pe weekly? Este foarte simplu, este un. Vă referiți la Ichimoku. Da? Norul joacă rol de rezistență. Consider că atunci când prețul este nor, este într-o zonă neutră cu perspective bullish sau bearish, omule, să analizăm ce se întâmplă în acel nor și în ce trend suntem. Pentru că dacă suntem încă în trend descendent, prețul în nor aici are rezistență și îmi spune că evoluția descendentă o să continue și zona aceasta o consider de suport, dacă prețul este aici, și apoi ulterior de rezistență, dar în condițiile actuale consider norul Ichimoku drept o rezistență pe care prețul trebuie să o depășească și ulterior va juca rol de suport. Nu întâmplător, nivelul Ichimoku, cum am spus, cel mai utilizat indicator în Japonia, pe yen, de altfel, și funcționează foarte bine, mai ales pe graficul weekly. Observați rezistența pe care Ichimoku mi-o indică încă de la jumătatea anului. Da? Rezistența 80-50 este confirmată în trecut și confirmată și acum, pentru că aici, într-un fel, s-a definit ultima rezistență, rezistența supremă a zonei de acumulare, după cum ne-a arătat graficul daily. Așadar, din multe puncte de vedere, iată că depășirea acestui prag reprezintă într-adevăr un fel de ultimă frontieră înaintea unui trend intermediar ascendent cu țintă 85 sau mai sus 88 în luna martie, astfel că noi avem o idee pe care să o urmăm și, în general, trendurile intermediare sunt cele mai profitabile, dar și trendurile minore care se formează în cadrul acelui trend intermediar, aceste impulsuri de câteva zile. O să discutăm poate și despre Ichimoku. Rezumatul în limba română se poate găsi și în cartea 100% Forex Strategii și Tehnici Profesioniste. Se poate găsi și mâine într-o analiză, pentru că îmi dau seama că nu este foarte simplu, mai ales pentru începători. Așa că mâine o să postez aceste grafice și o
descrierea metodei a punctelor, a zonelor, pentru ca dumneavoastră să luați apoi și să căutați cazuri asemănătoare pe celelalte instrumente. Indicatorii folosiți pe acest grafic, nu am foarte mulți indicatori, am doar un Ichimoku și un MACD. Atât. Ichimoku, bineînțeles, are și o serie de medii mobile. Iată o medie mobilă aici, care este depășită tot în acel punct nou de care noi discutăm. De fapt, este o confluență de două medii mobile care sunt depășite. Dacă mergeți pe Insert, Indicators, Ichimoku, da, și aici aveți toate mediile utilizate, stabiliți dumneavoastră lorile și așa mai departe. O să facem probabil una din temele, am promis de mult, va fi dedicat indicatorului Ichimoku. Pe graficul daily nu am indicatori utilizați. Pe graficul daily, în general, utilizez o combinație Moving Average, RSI, Bollinger Bands, toți într-o singură fereastră, adică aplicați indicator aplicat la indicator și nu aplicat la preț, care să ofere semnale pe graficul daily de cumpărare sau vânzare, care oricum trebuie introduse în contextul unui trend identificat. Asta este esența analizei tehnice, să putem să identificăm un trend gold, că vorbim de gold. Fiind pe pro, foarte mulți sunt interesați, mai ales de volatilitatea aurului. Păcat că nu am graficul complet aici cu analiza GAN, dar când vom analiza GAN, voi construi acel price division of range. Deocamdată lăsăm lucrurile la nivelul acesta mai simplu și este chiar simplu. Trend primar ascendent, străpungere, testare, confirmarea ar veni în momentul în care minimul local ar fi depășit. Așadar, să fie clar, aurul nu mai este într-un trend primar ascendent. Acesta a capitulat, a fost schimbat la jumătatea anului trecut. De altfel, ceea ce s-a întâmplat pe mai multe instrumente, AUD, USD, MSD și așa mai departe. Acum să vedem cât de insistent va fi trendul și dacă vom mai urma o testare și mai sus decât cea pe care am avut-o în urmă cu câteva săptămâni. Dar dă o idee bună despre ceea ce se petrece. În condițiile actuale, există perspective bearish pe termen mediu, mă refer la termen mediu, la un trend minor descendent până în zona 1550-1570. Evident că ați observat reacția puternică a aurului de bine și aurul continuă să reacționeze foarte brutal la indicatorii economici din Statele Unite, fiind, cum am mai spus, într-o dispută directă cu dolarul. În ce sens? Din un indicator puternic a venit un non-farm puternic, un non-farm puternic ce spune ce? Ce spune că Rezerva Federală nu mai este nevoie să atace dolarul prin măsuri de politică monetară neconvenționale, adică să relaxeze politica monetară și chiar ar putea să facă reversul, mai ales dacă România are și președinte care nu este adeptul acestor măsuri și este adeptul reducerii deficitului bugetar. Piața a reacționat puternic la un MFP peste așteptări. Nu sunt convins că nu a fost puțin umblat la acest MFP în condițiile în care la câteva zile urmau alegerile și un număr și comunitatea americanii erau foarte focusați pe numărul de joburi și pe rata șomajului, dar în ideea de a spune da, locurile de muncă încet, încet revin la un nivel satisfăcător, să mergem mai departe cu Obama sau în caz
de un număr sub așteptări, să-l schimbăm pe Obama. Și miza a fost o miză politică. Vom vedea mai bine luna viitoare, la NFP-ul de luna viitoare, dacă va fi revizuit negativ, atunci înseamnă, iată că, cum s-ar spune în termenul ca pe la noi, și-a băgat coada politicul în indicatorii economici. Până dacă așa s-a întâmplat, observați aici trendul intermediar în desfășurare. Evident că în orice trend intermediar descendent, opțiunile de short apar după corecții minore în zone de rezistențe. Ținta lui se vede pe weekly, direcția mai probabilă. Dacă se va schimba acest trend intermediar descendent, fie aici, fie mai devreme, vom avea tot ceea ce considerăm o corecție, o tentativă de testare, dar în urmă perspectivele par tot bearish. Și în acele momente noi putem continua cu trendul dominant, trendul care este în acest moment, să urmărim și să țintim un trend intermediar până în zona 1550. Cât timp condițiile rămân neschimbate. Când se schimbă condițiile, când prețul iese din acest trend. Și vom vedea mai departe cum trasă în linile de trend corect, care sunt tipurile de trend și așa mai departe. Nu am spus, le luăm încet, încet. Îi mă ocup cu valori standard. Există, bună întrebare asta. Există din mai multe puncte de vedere între USD/Yen și GBP/Yen. Și tehnice, pe de o parte, pe de altă parte, nu trebuie să uităm că dolarul și lira au cam aceeași dobândă în acest moment, același cost minim, zero. Din acest motiv și nu am mai avut acele oscilații pe GBP/USD, politică monetară zero de ambele părți, la care s-au adăugat acele măsuri stimulente, unele mai puternice decât altele, poate mai puternice în Statele Unite, dar nu. Și de aceea GBP-ul și USD-ul nu au reacționat foarte diferit una de cealaltă, caracteristici oarecum similare, cost similar și politici monetare apropiate. Și din acest moment, din acest motiv, există o corelare destul de mare între USD și între dolar și liră, astfel și între dolar yen și liră yen. Ichimoku cu valori standard, valorile care sunt în standard. Ne așteptăm la o nouă testare. Mă aștept în primul rând testare jos. Nu este exclus, dar deocamdată, la cum arată acest trend, ne așteptăm la o testare aici. Optima ar fi un breakout, da? Pentru că aș vrea mai puternic acest trend, nu? Și apoi o testare în această zonă. Este punctul acesta, 80-50, punctul acesta cheie. E bine să depășească acum și apoi să testeze în această zonă și apoi să fie pentru noi o nouă oportunitate de a căuta momente favorabile de poziționare și sau de acumulare la pozițiile deschise. Vor fi webinarii pe termen mai scurt. Vor fi și webinarii pe termen mai scurt. Dumneavoastră veți înțelege, să analizați pe termen scurt de când de la termen. Dar ce înseamnă de fapt tranzacționare pe termen scurt? Înseamnă tranzacționare pe trend minor. Ideea este să identificăm, să reușim să identificăm acel trend minor, să punem în contextul unui trend intermediar, primar, să găsim punctele și momentele cheie cu risc minim și să apăsăm pe tasta. Asta înseamnă tranzacționare pe termen scurt. Nu știu la ce vă referiți dumneavoastră. Bun.
Cum a spus, vor fi și sunt, oare care măsură vor fi și pentru începători, să începem mai în forță astăzi pentru a vedea cam unde trebuie să ajungem. Este deschiderea la Forex Fund, poate traderii cu experiență ce să-și facă anumite păreri, după care vom lua fiecare element. De aceea spun, legile analizei tehnice vor fi aproximativ 10-12 legi, pas cu pas vom lua lucrurile. Evident, la webinarele colegului meu vei discuta pe subiecte, de exemplu, pe Fibonacci, pe lumânări, pe medii mobile. Dar acestea nu sunt suficiente. Găsiți 100 de cărți în care fiecare dintre aceste elemente este explicat. Trebuie să reușim să le punem într-un plan de tranzacționare. Asta este ideea. Așa, să mai vedem imediat și alte instrumente, GBP/NZD, AUD, Euro, AUD sunt cam acelea lucruri, vom discuta imediat, sunt două întrebări de acea idee. Dacă ați înregistrat webinarul, nu este nicio problemă. Dacă este doar pentru dumneavoastră sau pentru alți participanți, nu știu, scopuri de marketing sau alte de scopul care să dăuneze imagini admirabile. Sunt sigur că nu este cazul. Dimineața avem rata de bună zi la audio. Data trecută am avut o surpriză. Important să vedem care este opinia guvernatorului Stevens, pentru că, din nou, dacă el pare îngrijorat de ceea ce se întâmplă la nivel global, vedeți, australienii gândesc pentru că la nivel global, ei se uită ce se întâmplă cu China, ce se întâmplă cu Statele Unite și așa mai departe, că de acolo vin banii. Dacă nu merge economia în China, în SUA și în Europa, nu mai vin banii, că ei sunt exportatori și atunci este o problemă, va trebui să reducă dobânda de referință în caz contrar, să lovesc de consum exagerat de inflație și atunci piața anticipează, dacă guvernatorul vede perspective favorabile, că el nu va mai reduce dobânda de referință, pentru că trebuie să ținem cont că în acest moment piața deja ia în calcul un 1% mai puțin în următorul an. Și de aici se pleacă. De aici se pleacă. De la faptul că piața vede 1% randament mai mic pentru AUD. Dacă guvernatorul contrează sau elimină aceste speculații, mă rog, poate el de neînțeles că nu va fi atât de agresiv, asta este bine pentru AUD, dacă este într-adevăr îngrijorat, piața va specula că poate va fi mai mult nevoie să reducă într-un fel costul finanțării în Australia și atractivitatea dolarului australian va fi mai mică, în ce va fi mai următoarele întrebări. Euro, AUD. Dacă tranzacționați pe calendarul economic, nu. Nu puteți tranzacționa pe calendarul economic. Am mai discutat strategii de tranzacționare pe știri, news scalping, dar și acest tip de strategie trebuie încadrat într-un context. Pentru că a tranzacționa pe știri înseamnă a înțelege foarte bine fenomenul din punct de vedere fundamental, a anticipa o dezvoltare, o surpriză sau ce să nu știu, cunoaște foarte bine ce este inclus în momentul de față, de ce piața reacționa într-un fel sau altul, adică unde duce indicatorul acela pe care îl urmărim în calendarul economic. Acum 2-3 ani, dacă piața nu reacționa la indicatorul, de ce? Pentru că el nu avea nicio influență. Toate băncile centrale mari dădeau cu dobânda de pământ, duceau spre zero. Și atunci, pentru ce să ținem cont de indicatori? Ei nu aveau nicio relevanță asupra perspectivelor de politică monetară. Nu este chiar așa de simplu să tranzacționăm indicatori, mai ales la dolare. Sunt mulți factori de influență. Euro-AUD și Euro-USD pentru final. Euro-AUD destul de simplu. Același lucru este oarecum valabil pe toate instrumentele GBP-AUD, GBP-NZD, Euro-NZD. Am avut de a face în general cu o schimbare a trendului descendent.
primar. Acum, în unele cazuri nu este foarte clară linia, cum că ar fi aici, am avut testare, cum că ar fi, nu este important. Ceea ce indică mie, de fapt, Euro-AUDU, am mai spus-o și în webinarele obișnuite, este posibil și aș încerca să anticipez un număr drept la acest nivel al unui head and shoulders. V-am arătat în graficul de weekly, să aveți o imagine de ansamblu, adică eventual cu minim în zona 1.22. Acesta este pentru mine un suport definit. Apoi, consider în cădere liberă, nu mai știu exact până unde se va duce, să vedem ce se întâmplă, să analizez trendul acesta care va fi descendent. Când se schimbă el, atunci o să-mi indice ceva perspectivă bullish, dar până atunci nu am de unde să știu. Iată graficul daily, care mi arată mai clar acest eventual fapt. Umăr stâng, acum în cap, maxim, neclinul definit, umăr drept care, anticipând un minim al umărului drept, ne creăm un avantaj față de ceilalți participanți. Mi place mai mult să cumpăr când prețul scade după o scădere într-o zonă cheie de suport decât să fiu la neckline, când tot vor fi pe el. Și am putea să-l anticipăm în această zonă, în 22, la vreo 100 și ceva de pupi. Deja în această zonă aș căuta ceva oportunități de long, ceva slăbiciune ale acestui trend intermediar. Pattern-uri, modele grafice, aici intervin aceste, aici folosim de fapt pattern-urile. Double bottom, triple bottom, head and shoulders, reversal, mai mic, nu acesta, mai mic. Bearish, bullish engulfing, morning star și așa mai departe. La fel le folosim cu momente cheie ale trendului. Evident că mă voi folosi și de grafice mai mici, cum spuneți dumneavoastră, de graficul de ore, de graficul de 4 ore. Dar iată ca eu să am nu pot să am în acest moment o idee de lung. Pentru că nici cel mai mic impuls pentru mine, și acest mic impuls, partea, dacă mă duc mai sus puțin, partea a ceea ce consideră a fi un număr drept. Numărul drept și trendul care l-am pe numărul drept. Un trend cu 3 pan. Nici cea mai mică slăbiciune, acest posibil număr drept pe care nu a arătat-o. În primul rând, trebuie să am o capitulare a acestui impuls, ca să-mi indice mie un prim semnal, să vedem dacă va fi într-adevăr în zona de suport, dar până atunci eu nu am de unde să știu că prețul o să crească. Nici chiar dacă ajunge la suport, să spunem că aici e suportul, aici, în 22. Dar trebuie să văd semnale de slăbiciune ale trendului, eventual pattern-ul dacă se vor forma, pattern-ul de reacumulare și așa mai departe. Plec de la imaginea în ansamblu, ceea ce ar putea să-mi ofere acest trend și apoi voi specula momentul pe graficele mele. Euro-dolar, foarte simplu și pe euro-dolar, cam același lucru și iată, se pare că momentul mult așteptat de noi și anume un punct de inflexiune în a 26-a săptămână se adeverește până la urmă. Nu dă greș deocamdată această vibrație de 26 de săptămâni, mai mult decât evidentă pe EURUSD și nu doar în aceste ultime 3 luni, dar putem vedea și mai și în continuare această tendință, dar am doar pe acest trend descendent. Aici, exact ceea ce așteptam noi. Aici, un punct de inflexiune. Dacă prețul ar fi fost aici la 1.25, probabil ar fi fost demn, fiind după o corecție într-o zonă de rezistență. 31.2, Ichimoku și așa mai departe. Este mai probabil să se continue evoluția descendentă. Așteptam de câteva săptămâni o explozie a
la prețul după această consolidare, a mers pe premii, dacă este mai probabil ca ea să fie descendentă. Și așa s-a întâmplat și la momentul potrivit. Vezi cât de important este factorul timp în analiza noastră. Într-o dată îți deschide și îți dă niște idei foarte clare despre ceea ce ar putea să se întâmple. Poți să-ți construiesc într-adevăr scenarii cu o probabilitate mai mare de reușită. Bine. Am plecat tot de la graficul acesta weekly, dar graficul daily, unde văd trasat graficul daily, dacă vreți într-adevăr să vedeți un alt ciclu de timp, încercați să găsiți vibrații de 60 de zile, 60 de zile calendaristice. Dar dacă acum vorbim de începutul lunii noiembrie, luna 11, căutați luna 9, începutul lunii a 9, luna 7, luna 5 și așa mai departe. Și să vedeți și aici un ciclu important de timp. Și iată, în acest moment, prețul a stagnat până a intrat până când factorul timp a acționat și el ca suport sau rezistență. Am avut o schimbare a trendului intermediar ascendent. Mai iată aici, testată, să spunem, counter trend de 2 zile. Cea mai mică, de fapt, corecție de 2 zile. Și preluarea evoluției descendente, astfel că e normal în aceste condiții perspectivele să fie bullish, iar pe noi corecțiile ascendente ale noului trend descendent să ne dea ocazia să ne poziționăm în direcția trendului dominant. A intrat prețul din nou într-o zonă bearish. Asta ne arată nouă o analiză, într-adevăr, nu cea mai complexă posibilă, dar suficientă cât să tragem aceste concluzii și să ne construim acest scenariu. Evident, țintele inițiale sunt zona 25-26, ulterior 22-23. Da, graficul daily. Dacă dau pe un grafic mai mare, te vă aduceți aminte ceea ce am discutat data trecută cu influența alegerilor asupra euro în dolarului. Dacă ar fi să ne luăm după mandatul precedent al lui Clinton și de fapt al acelui și partid, vedem că și data trecută s-a întâmplat cam același lucru. Am avut o ușoară apreciere a dolarului în primul mandat al lui Clinton, după care a urmat, iată, un declin puternic, anulat total de perioada lui Bush. Iată și aici o ușoară apreciere a dolarului, poate chiar pe break-even, la fel ca am trecut. Și dacă ar fi să ne luăm după istorie, un declin puternic al dolarului, o apreciere de fapt a dolarului, ceea ce ar însemna de altfel o cădere a burselor americane, posibilă și aceasta, de ce nu, poate să înceapă oricând, dat fiind stadiul, natura trendurilor ascendente. Vedem pe S&P un amenințător rising wedge, 1, 2, 3, 4, 5, cu caracter bearish. Atât barometrul riscului ne indică probabilitate destul de mare ca prețul să ajungă cel puțin în această zonă, chiar și în cazul în care am mai avea un rally. Patternul este bearish. Este bearish și dacă prețul atinge un maxim istoric, dat fiind momentul și nivelele la care prețurile se situează în condițiile fundamentale. Este greu ca companiile să aibă perspective de profituri în creștere, randament în creștere. Aceste lucruri nu sunt în acest moment vizibile și este probabil ca pe termen, să nu spun neapărat scurt, mediu, să avem o continuare descendentă, care ar afecta până la urmă și euro-dolarul. Nu ar trebui foarte mult, dar ar afecta
Și repet ceea ce spuneam data trecută, de fiecare dată, de 6 din cele 8 ori în care președintele a fost schimbat, da, și perioada, mă refer la perioada de 3 luni în care s-a decis câștigătorul la alegeri și a fost instaurat, da, pentru că el va fi pus în funcție peste 3 luni, chiar dacă va fi schimbat, atunci se depune jurământul, atunci este ceremonia de inaugurare. E, aproape de fiecare dată eurodolarul a scăzut și a scăzut bine. Să vedem dacă se va întâmpla și acum, după alegerile de mâine, de fapt, și până la începutul lui ianuarie, când nou președinte reales sau Romney își vor începe mandatul. Sunt date istorice, rămâne să ne convingem dacă se vor adeveri sau. Pe termen scurt, noi mergem pe analiza noastră clasică și ea ne indică în acest moment respective bearish după ieșirea prețului din trendul intermediar ascendent cu țintă inițială zona 1.24-1.25. Aceasta este prima țintă. Nu uităm că 1.25 este cel mai important, aș putea să spun cel mai important nivel din istoria cotației EURUSD. 1.25. Și aș putea să dau și mai în spate, iată. Și mai în spate. Acesta este 1.25. Faceți un studiu din perioada 2003. La rândul până în 2006, cel mai important nivel, în 2008 prețul revine și stagnează de la acest nivel. Și în 2010 și apoi nivel foarte important și în 2011-2012, care a jucat rol de suport și de rezistență rând pe rând. Și de aceea aceasta ar fi o țintă a trendului nostru descendent. O țintă pe termen scurt acestui trend minor de câteva săptămâni, să vedem dacă într-adevăr va deveni un intermediar și vom avea un minim, poate. Respective, da, nu este problemă ca prețul să ajungă în zona 1.21, 21.20, mediana range-ului istoric. Da, acesta este al doilea nivel de suport, e 21.30-40. Luați minimul istoric, maximul istoric, împărțiți și o să vedeți exact care este pragul. Este confirmat de aceste puncte. Uitați acest punct. 1, 2, 3, 4 și acest bullish engulfing, care a venit tot în această zonă. Această zonă confirmă această mediană și evident și acest punct de aici. Consider că acesta ar fi targeturile pe termen scurt și mediu. Cine sunt politicienii? Sunt berii din 2009. Sau elioticieni, ce vreți să spuneți prin elioticieni? Cei care urmăresc valul Elliot sau vă referiți la politicieni? Înțeleg. Foarte clar. La ce oră se termină webinarul? În 2 minute se termină webinarul. Deja ne-am depășit timpul acordat. De mâine vor fi ceva mai scurte, fiind maxim este suficient. Pentru că nici prea multă informație deodată nu este foarte benefic. Nu am înțeles foarte bine întrebarea, dacă e vorba de cei care tranzacționează pe principiile Elliott sau politicieni. Sunt berii din 2009. Nu prea pot fi din berii din 2009. În 2009 prețul tocmai a început să crească puternic. În 2009, când Fed a implementat quantitative easing, prețul a început să crească puternic. Americanii și lumea au părăsit dolarul. Normal, nu poți să stai în dolar când el este devalorizat. Acum ai o cantitate de dolari și apoi vei avea o cantitate mult mai mare în viitor și așteptând aceste așteptări de mai mulți dolari, mai ieftin, inflație, te fac să nu stai cu dolari nici sub pernă, nici la bancă pentru 1% sau chiar pe termen lung. Și atunci investești. Normal că în acel moment prețurile acțiunilor, mărfurilor și așa mai departe, erau foarte
parte atractivă în domeniu. Acum, perspectivele sunt de aici. Sper să nu fie și ultima oară, nu? Mulțumesc și eu pentru timpul dedicat. Puteți găsi, cum am spus, aceste legi discutate astăzi în cartea scolastică care strategici tehnici profesionale și eu o să vă le trimit și eu. Voi încerca să fac analiza aceasta cât mai repede, mâine, poi mine și să o aveți. Cum am spus, webinarul va fi înregistrat, o să fie linkul postat mâine, puteți să-l solicitați și pe mail sau o să vă trimitem o adresă. O să încercăm tot posibil să-l aveți și să-l revedeți dacă vi s-a părut interesant. Mulțumesc și eu pentru participare, o seară plăcută și bafă la Forest Fight. Sper să, iată și adresa, sper să vă văd numele pe lista câștigătorilor, pentru că începem de mâine, când vom ne limita pe rezultatele, da? Cei prezenți la webinar, să fie acolo cu tranzacții dintre cele mai bune, să ne explice care este cheia succesului lor. Asta, sper să ne vedem. La revedere!